cauți că sunt jos, ce s-a apară? Stau gândul. Mă grăbesc așa. De cât sunt bine, cum e? Uite, aici îmi lipsește munteanu și boc. Și am unul în plus, Camilo Prișan, care... Păi, dacă a venit munteanu e bine, că am pentru el o grămadă de poți. Am scris la nuntea aia, n-ai fost cu... Și am așa, aceste fotografii le-am făcut acum 2 ani. De la mine, stadion? În orice de aia, să zic, cu mers de cursul. Aici ați crescut agricultorii? S-a zis, eu de lucru, prietena lui, care era mai mică. Tot dumneavoastră? Nu, mai mare cu un an, tot la fotografie. Dumneavoastră și cu domnul? Eu l-am dat la veterinar. De la AGF? Nu știu că l-am luat. Dumneavoastră la mijloc terenului popular petrolului la gât? Tot dumneavoastră? Nu, s-a dus la facultate, la ea și-a făcut treabă. Dumneavoastră? 85 de ani. Cum ți-l aici? Îmi place ce-i place. Aici, acum am încercat. Asta fi sănătos. Și vi l-am scos dumneavoastră să le aveți acasă. Cadou, bineînțeles. Absolut nimic. Niciodată. Niciodată programat, să ne înțelegi. Niciodată nu trebuie materiale de oră. Ce rugăminte am și eu la dumneavoastră acum, să însemnați și mie, dumneavoastră sunteți aici, dar să însemnați aici, da? Uitați aici, că se vede. Aici. Dar ce bine arată, au venit greu. Băi, 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 așa, aici, dar să nu mai trebuie. Domnule, știu atât de mult sport de când mai practic. În clipul ăsta sunt cel mai slab dintre jurnaliști. Exact, peste mă, da, da, da. Păi cu pixul se vede bine. Dar cu 30 de ani îmi spun că sunt estimat. Mulțumesc, o dată. Vedeți că eu am venit pregătit. Da, și eu și papa ăștia. Invitația care, de fapt, reprezintă, cred, pentru toată lumea de aici o onoare extraordinară să fim astăzi în prezența unor oameni care, cel puțin pe mine și cred că și pe dumneavoastră, ne-au bucurat și ne-au luminat copilăria cu ceea ce au făcut pentru fotbalul românesc. O victorie cu Liverpool rămâne, a rămas dovadă, a rămas încă în istorie. Lucrurile astea se întâmplă odată în viață, poate. Noi am avut șansa asta să fim contemporani cu ei și am considerat că, an de an măcar, cât bunul Dumnezeu ne mai dă ocazia asta, să ne bucurăm alături de ei, să-i onorăm, așa cum cred că merită, niște oameni extraordinari care pentru Ploiești au făcut ce nu cred că a reușit o altă generație să facă. Sper ca toți care suntem aici, într-un viitor nu foarte depărtat, să reușim să ajungem acolo, dar deocamdată suntem doar cu speranța. Deși au fost cu rezultatele. Nu vreau să monopolizez, vreau să le doresc viață lungă, în primul rând, sănătate, să le mai mulțumim încă o dată pentru tot ce au făcut și pentru că știu cu certitudine fiecare în parte trăiește, respiră încă tot ceea ce înseamnă petrolul Ploiești. Am zis că n-am zis ziua niciodată. Petrolul Ploiești. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Aș vrea, în cinstea și în onoarea lor și a noastră, a tuturor, să ascultăm împreună imnul petrolului. După care aș vrea să vă ocupați de dânsii, să le dăm ocazia să ne depene din frumoasele amintiri pe care... Și Mircea Pridea cel în jos prin drumul de zebrat, iar pe Loganu, ce să zic, un jucător de spis, în față nu stătea nimic, pe toți ce ai numit. Hai de drum, hai de drum, hai acum echipa mea, hai pe drum, hai pe drum, cântă și pe Cristina. Hai pe drum, hai pe drum, hai acum echipa mea, dincolo de respectul pe care evident că îl port, mi-a fost și antrenor, să știți.
Așa că, din partea mea, vine așa, ca o, și, ca o recunoștință pentru profesorul pe care l-am avut. Pentru cine nu știe, eu l-am antrenat pentru funcția de primar. La lume! Dacă tot am început cu aici, de ideea să începem, să continuăm cu al doilea din familia Dridea, puiul Dridea. Dar de unde pentru care, și primul? Pentru care am un respect deosebit, având în vedere că am fost și unul dintre antrenorii cei mai invitați ai clubului Petro. Mulțumesc frumos. După Neamircea, cel mai bine era să-i dăm domnul. Domnul Puiu! Am tot un dar. Să mergem mai așa, da? Da, mai urgent. No, no. Mamă, mamă, cum a intrat! Mamă, cum a intrat! La locul 4. Haideți în favoarea Edi. Am fost și antrenor. Să ne dăm sănătate multă. Edi Vaci. Da, aia de v-ați spus. Felicitări, Edi Vaci. Hai, Lili. Fă un pas în fața Camil. Camil. Aici e pică mai încă. Hai. Așa să vedem. Domnul Camil Obișan, un antrenorii principali care au fost la club. Și mulți, mulți copii au trecut prin mâna lui. Eu am ajuns fotbalist. Am mulțumit multă sănătate și mă bucurii. Mulțumesc, mă bucurii. Să mergea buchetul un pic mai sus? Mă bucur că publicul din Ploiești și dumneavoastră n-ați uitat echipa de atunci de Ploiești, care a fost și a făcut niște rezultate care văd că se premenește. Ce vă mai aduc? Care e cea mai frumoasă amintire legată de acea meci? Păi, Cupa României și campionatul ăsta, două care pentru ele jucă. Și publicul, care dacă nu simțeam că se bucură, parcă nu jucă. Dar de la meciul cu Liverpool, ce vă mai aduceți aminte? Au fost niște echipe foarte bune și, cum să zic, ne-am mobilizat și am scos niște rezultate așa, totuși, ca să nu fim așa inferior lor. Da, mă înțeles, dar... Dar au trecut ani și au rămas amintiri. Așa e. Să se mai vorbim, că... Eu mai văd la mine care, când mă uit, am mai tins o ordonă atâția ani. Deci, Dumnezeu că mai are grijă de mine. Atunci, la acea vreme, erau șanse bune să câștigați în mătricoa de întrebări? Cum să zic, bine, domineau și ca, cum să zic eu, talent și fizic, și fiind și echipa occidentală, alt tupeu, alt curaj, altă așezare, umblați în lume, noi mai timizi, mai cu teamă, mai ne consideram inferior, așa, în ținea noastră. Dar n-aveam curajul ăla care trebuia să fie egal cu ei. Că de un occident, altă condiție, altă atmosferă. Acum, cum vă simțiți revăzându-vă cu foștii dumneavoastră colegi? Ce să zic, e ceva așa care îmi dă curaj încă în viață. Că mai trăim și ne vedem. Că sunt atâția ani care depășim întrebări pentru mulți. Dar mă bucur că cei mai apropiați încă sunt cu mine. Mulțumesc frumos și sănătate. Vă mulțumesc și așa. Mulțumesc mult. E ceva frumos și trebuie să spun că poate e cea mai frumoasă întâlnire pe care o avem, anuală, pentru că mai există și cea cu titlul de campioană, tot în 1966, 31 martie, a fost acel meci celebr sau memorabil cu Rapidul, da, când ne-am deschis drumul spre campionat, dar 12 octombrie rămâne victoria unică pe care o echipă românească a obținut-o lui Liverpool și asta nu se poate uita, se poate, eu știu, chiar... Și lumea o respectă, nu numai noi cei care am fost pe teren și am înfăptuit-o, dar și dumneavoastră, după cum a
apreciați și îi dați importanța cuvenită și chiar și lumea care ne oprește pe stradă, oameni simpli care spun, știți că anul ăsta, pe 12 octombrie, faceți dregeți iubitorii de fotbal, nu ne uită și e un lucru foarte frumos. Da. Nu putem să-l trecem cu vederea, cu ușurință. La domnul Drida, la cum se joacă, această victorie va continua să dai noi? Să dai noi amintirea? Adică să rămână valabilă victoria, adică nici o echipă românească să nu... Nu aș vrea, adică ca român, ca om de fotbal, ca persoană care întotdeauna am dorit ca echipele românești să fie undeva performante și să nu fotbalul să nu stagneze, să fie din ce în ce să obțină rezultate cât mai bune permanent, da? Să rămânem noi singurii care am bătut pe Liverpool. De ce n-ar veni și alții? Dar iată că din păcate, au trecut 53 de ani, dacă nu greșesc, da? Și nu a reușit nicio echipă să învingă Liverpool. A obținut rezultate de egalitate, parcă Rapidul, parcă Steaua, deci în confruntările oficiale. Da. Petrolul al doilea an în care vrea să promoveze, va reuși? Întrebarea e grea sau răspunsul este foarte greu. Întrebarea poate mai ușoară, răspunsul e greu. Dacă ne uităm la acest început, suntem un pic sceptici. Dacă ne gândim la condițiile care acest club le are și care, după părerea mea, nu știu, cred că au existat vreodată condiții materiale, condiții pentru o echipă de Liga a doua să promoveze, am văzut și în presa sportivă, chiar, că toate echipele știu că Petrolul este cea mai puternic și cel mai bine finanțat club din Liga a doua, ar trebui totuși ca această echipă să se urnească să joace. Sigur că nu vreau acum, de sărbătorire, nu vreau să fac observații critice, că vinovatul e ăla sau ăla, da? Dar rămâneți optimist. Rămân optimist. Dacă vă amintiți și acum un an, chiar tot așa, pe fondul unor nereușite, eu știu, la un moment dat, totuși, situația s-a cam echilibrat la un moment dat, da? Și ajungeam, dacă aveam, cum să spun, o continuitate în câteva jocuri, ajungeam chiar să fim chiar în pole position, dar nu s-a arătat așa, pentru că în final și acest Clinceni, pe care nimeni nu a considerat că va fi promovată, iată că a promovat, Târgoviște și la fel și așa mai departe. Dar speranța rămâne, nu? Ea moare ultima.